Salut și bine v-am găsit la un episod de Farming Simulator 17. Suntem pe mapa din Farming Simulator 2013 și fertilizăm. După cum ați văzut, care ați văzut în live, aici am făcut, am achiziționat, am făcut ceva bani, am avut de recoltat și am, nu l-am închiriat, l-am cumpărat eunul 17. Nu știu de ce fertilizez pe aici, dar n-am și eu de lucru. Ideea era să fertilizez ploarea soarelui. N-am mai postat de mult serii cu jocuri, doar live stream-uri m-am ocupat în ultima vreme, dar asta este. Acum postez. Mai ales rezoluțiile date la maxim, în 60 de FPS-uri, totul merge cum trebuie, așa trebuie un adevărat YouTuber să ai calitate maximă, adică Full HD. Mai mult de atâta, nu cred că trebuie. Deci, haideți să revenim la episod. Comina trebuie să o punem să își facă treaba. Așa. Acum trebuie să ne dea și randament mai mult dacă am fertilizat. Trebuie să începem și pe mai multe mape. Sugerați-mi în descriere, jos. Nu în descriere, și eu ce prost sunt. În comentarii, scrieți-mi ce, cu ce mape să mai încep. Oferiți-mi voi ceva mape, ceva moduri, ce vreți, oferiți-mi. Deci episodul acesta undeva la 12, nu știu, peste 10 minute undeva o să ăsta, să vedem că e primul episod și n-am să-mi placă mie, că n-am revenit pe canal așa cum trebuie și vreau să întrețin canalul acesta cu, să am doar calitate HD în primul rând și multe, trebuie să mai facem ceva, să mai fac ceva tutoriale, să vă mai ajut pe voi, multe, o să mă descurc. Sper, cu ajutorul vostru, dacă se poate, ne descurcăm. Deja, așa când am crezut că, când s-a lansat Farming Simulator 17, l-am comandat rapid pe Mag, așa, dar, nu zic că nu, dar, deja așteptăm 2019-le când o să apară, pe, în 2019, înainte, de fapt, cu două luni. 2019-le. Totuși, ei par cumva cu rezoluție date la maxim. Foarte, foarte diferit. Dar că eu sunt aproape tot așa de obișnuit. Wow, ce se umple acum dacă... dacă am fertilizat. Da, într-adevăr, e altcumva acum, dacă am fertilizat. Își face treaba. L-am de totul acesta cu semănătoarea. Am deschis-o, am apăsat X, da. De ce urcăm așa la nevoie? Adică semănătoarea nu-i pornită, habar nu am. De ce mergem așa la nevoie? Acum urcăm mai mult. Acum din nou scădem. Să fie de la asta. Ioi! Semănătoarea trebuie resetată că e în pământ. Sau să cumplăm sateliții să vedem. Unde am putea o scoate ca să nu mai resetăm? Aici undeva. Haide, că ți-am cumplat totul. Ar trebui să iasă aici. Sau nu. Dar tot n-a vrut să iasă. Ultima soluție. O resetăm. Mai în jos puțin. Hop, așa. Semănătoare, perfect. Haide să o mergem după ea și să ne punem pe semănat. Hop.
Crezi că e ceva de la drive control. Nu-i prima dată când am găsit-o așa în podmolintă. Dar nu știu de ce se întâmplă, dar... Știți ce? Haideți să vedeți așa cât e de realistic să mergem să o... Îmbăiem puțin tractorul și tractorul, că e destul de murdar și tractorul. De fapt, eu după fiecare campanie. Acum, bineînțeles, cu un teren mai mare, în plus, face mai mult buget. Și întreținerea până la terenul 17 a fost mai greu și mai mult de muncit, dar acum trebuie să ne punem rapid. Perfect, băieți, perfect. Sau nu prea. Nu, no, nu, no, nu, no, nu e prea perfect. Ok. Acolo așa, ui, aici avem fereastra, ușa. Avem ceva pe aici. Cel tiranții normal trebuie să fie. Da, ei sunt. Putem închide altceva. Fereastra. Eu fapt dacă sunt închise toate. Trebuie să fie mai puțin zgomotat, păi nu știu. Aha, e lăsată jos, de aceea nu... Nu mergea. Mai de mult când acum e acum nu. Dar când aveam placa integrată și fără dedicată, când apăsam F se întrerupea puțin. Dar acum nu, nu, nu. Nici să nu ne gândim la din alea. Nu, nicio șansă. Nici să nu ne gândim. Cum nu zic că neapărat e de la video, dar pe video e principala, de la placa video, că după cum știți, mi-am schimbat-o. Așa, mi-am pus un GTX 750 Ti. Soia. Dăm cu soia acum. Cât are? Ce rapid s-a umplut combina. Așa, mai zic și eu. Deja s-a umplut. Deja s-a umplut. Cam așa, după 10 minute, încheiem episodul. Să fie așa ca primul, nici pe alung, să tot... Așa, să tot bolborosesc, că... Deci dacă vă plac episoadele și vreți să continui, apăsați butonul de like și de subscribe. Să ne adunăm și noi puțin pe acest canal, așa, să fim o echipă, să fim toți într-unul. O familie virtuală. Nu, nu, nu cred că avem șansă să ne încapă. Sau poate avem, nu, 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 nu cred. Banzeze eu. Așa mare, acum terminăm. Perfect. Așa. Cât avem? Bănuți, bănuți. Asta înseamnă... A, la tipuri de recolte, cred că da. Asta înseamnă... 2300. Undeva la 30.000 sau mai mult. Dar asta să terminăm să umplem, dacă se poate, ambele remorci. Avem automat fată. Din
din câte am văzut. Să mai vizităm mapa, că nu mai amintesc cu mâini. Trebuie să mai și vedem de ea. Aici ai reușită casa, nu am ce spune. Aici acum ne-a dat și un din ăsta. Cred că așa a fost mapa. Era frumos dacă putem, numai nu suntem în mai summer car, să putem să facem ce vrem pe aici. Avem aici un shop pentru mașină, dacă mă înșel. Putem să parcăm mașină. Da, dacă când o să ne cândva trebuie să ne achiziționăm și o mașină, o să ne facem. O să o parcăm acolo. Se descurcă ea bine, da. Se descurcă, mergem noi puțin la fertilizat. Măcar de un fertilizator s-a făcut aici. Așteptăm puțin să mai meargă. Așa. Ca să facem de un fertilizator s-a făcut. Să facem și noi productivitatea mai mare. Vă dați seama că dacă am sta și n-am fertilizat-o, unde am? Unde am ieșit? Combina mai are vreo două ture. Așa. Terenurile sunt fertilizate, celelalte, din câte mi-am inteles, că ar trebui să fie. Da, fertilizat. Da, perfect. Perfect. Wow. Încă și aici trebuie de arat. Uitați, toate terenurile trebuie arate. Wow. Mult, mult, mult. Vedeți și pe aici și dacă dezactivăm, vedeți că totuși am mai rămas de arat puțin, nu știu de ce. Cam acesta este episodul, dacă vă place apăsați butonul de like și de subscribe. Am fost Dan și până data viitoare v-am salutat.